vă invit și pe dumneavoastră să vă ridicați, onorând în felul acesta cuvântul Scripturilor. Deschidem la 1 Corinteni 13. Vom predica doar din ultimul verset, dar noi citim tot capitolul, pentru că e prea frumos să nu-l citim. 1 Corinteni 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chinval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul profeției și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea. Dragostea este îndelung răbdătoare și plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Profețiile se vor sfârși. Limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și profețim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Versetul 13 cu toții. Acum, dar, rămân acestea trei: vă rog să vă reașezați. Într-o seară de anul nou, în 1986, undeva în Grecia, un vrednic păstor de suflete spunea într-o predică: când mergi, iubitul meu, acasă și din iubire îți îmbrățișezi și îți săruți nevasta, când ești unit cu ea și îi porți de grijă cu dragoste, cu dor și cu jertfă, ce crezi că faci? Îți faci casa purtătoare de Dumnezeu. Când avea loc o nuntă în Vechiul Testament, perechea mergea în prima sâmbătă la sinagogă, bărbatul cu prietenii săi, femeia cu prietenele ei. Preoții îi puneau cu cinste în față și pe bărbat îl socoteau drept cap al femeii, ca fiind un tip al lui Hristos care avea să vină, și îi dădeau să citească legea și prorocii. În acest fel voiau să arate că nunta nu este atât conviețuirea bărbatului cu femeia, cât un acord cu legea și prorocii. La fel și noi, prin căsătorie, ne legăm viața de Hristos. Sigur, se poate spune amin, adică nu e interzis, vreau să zic. Nu e nici obligatoriu, dar nici interzis. Libertatea e cel mai greu de gestionat. Dumnezeu a vrut ca cei căsătoriți să aibă neîncetat bucurie și reușită. De aceea să vedem realitatea zilnică. Când mergem acasă, unde ne ducem de fapt? La Dumnezeu. Când ne îmbrățișăm soția și copiii, acolo, în acea îmbrățișare, e Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune: când se căsătoresc doi tineri, nu e îngăduit în primul an ca soțul să meargă în armată, chiar dacă țara se află în mare primejdie, pentru că
Familia e mai presus de țară și de primejdie. Dar ce facem când le dăm copiilor noștri o educație creștinească? Atunci când îi învățăm cum să trăiască după voia lui Dumnezeu, ochișorii lor devin adâncurile lui Dumnezeu, pline de milă și de iubire. Când ne ajutăm copilul cu răbdare și cu smerenie, dar îi respectăm și libertatea, adică îi îngăduim să trăiască fără să-i fie frică de noi, ce facem? Mărturisim libertatea pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu. Așadar și casa noastră este casa lui Dumnezeu, pentru că acolo unde intră soții și copiii, acolo intră Hristos. În sfârșit, ce facem când ne rugăm? Ne rugăm și înăuntrul nostru intră Dumnezeu. Odată cu răsuflarea intră Hristos. Dumnezeu pe nimeni nu ne dreptățește. Așadar, când ne rugăm, se săvârșește intrarea lui Hristos. Așa cum copiii evreilor și adulții și-au așternut hainele ca să intre Hristos în Ierusalim, tot așa și noi, cu rugăciunea, îi așternem lui Hristos propriile noastre haine ca să intre înăuntrul nostru. Îi așternem durerea noastră, necazul nostru, dorințele noastre, nădejdile, credința și necredința noastră. Hristos primește să-i așternem înainte chiar și păcatele noastre, ca să le calce în picioare măgărușul și să le risipească, așa încât omul care se roagă să audă și eu, Dumnezeu, intru în lăuntrul tău. Amin. Iertați-mă de această lungă lectură, dar sper că v-a mers la inimă. Tocmai l-am mutat pe Hristos acasă. Tocmai l-am luat, măcar pentru o seară, de la biserică și l-am dus acasă. Și în cele mai banale gesturi pe care le facem cu ai noștri acasă, de tandrețe, de iubire, de acceptare, în cele mai banale gesturi se ascunde ceva din Hristos. Și prin membrii familiei creștine, Hristos este în fiecare casă. Lucrează în fiecare casă, rămâne în fiecare casă, binecuvântat să fie Hristos. Premiza de la care plecăm în această seară este următoarea și vreau să mă fac bineînțeles. Viața de familie, din punct de vedere creștin, profund creștin, este mai mult decât bună înțelegere, deși e bine să fie bună înțelegere în familie. Viața de familie este mai mult decât bunăstare. Deci e bine să avem bunăstare pe acasă, să avem condiții, să avem confort. Niciunul de aici n-ar vrea să se întoarcă în evul mediu decât prin intermediul lecturilor sau a filmelor mai nou. În realitate am vrea să rămânem în epoca în care suntem, atât de dezvoltată, atât de tehnologizată, atât de comodă în multe privințe. Dar viața de familie este mai mult decât confortul pentru care ai muncit și poate încă plătești și de care te bucuri. Viața de familie este mai mult decât însăși educația pe care o au cei doi soții și în virtutea căreia se respectă unul pe celălalt și de asemenea răsfrâng această educație și civilitate asupra copiilor. Și educă și pe ei într-un spirit cât mai înalt, cât mai nobil cu putință. Dar viața de familie este mai mult decât atât. Viața de familie este mai mult decât orice altceva vă imaginați dumneavoastră sau tocmai practicați pe acasă, cum și eu la fel practic pe la mine pe acasă. Cam tot ce știm despre familie și practicăm în mod uzual e binevenit, e minunat, nu mă înțelegeți greșit. Doar că dacă totul s-ar rezuma numai la acestea, familia ar fi un lucru omenesc, ar fi lipsit de taină, lipsit de mister, lipsit de inefabil, de transcendent. Trebuie să existe ceva dincolo de familie, mai bine zis, mai presus de familie. Trebuie să existe ceva în fața căreia cumva ne plecăm ochii minții, inima. Și înțelegem că ne depășește mereu un fel de taină, un fel de mister, un fel de ceva care ține nu de lumea aceasta, ci de lumea cealaltă.
În această seară, îngăduiți-mi, dragii mei, toată predica să fie numai despre aceasta, despre cealaltă realitate, despre cum să-L păstrăm pe Dumnezeu deasupra familiei noastre și cum, după ce facem fiecare tot ce trebuie pentru bunul mers al familiei, să nu uităm de Hristos, să nu uităm de prezența Lui, să nu uităm de harul Lui, să nu uităm de tot ce ține de lumea Lui Dumnezeu în familia noastră. Ce este așadar mai presus de trebile familiei? Răspunzând în virtutea versetului 13, în această sinteză întreită, vom spune că în familie este sau ar trebui să fie credință, nădejde și mai ce? Dragoste. Și că aceste trei virtuți ar trebui să ne ridice mai ales nouă, în primul rând părinților și apoi copiilor, pe măsură ce cresc și înțeleg, aceste trei virtuți ar trebui să ne ridice mintea mereu mai sus, năzuințele mereu mai sus. Și să fie mai mult decât educație și respect și moralitate, mai mult să fie credință, nădejde și dragoste. Intitulăm mesajul Viața de familie și virtuțile teologice, pentru că aceste trei virtuți așa au fost numite, virtuțile teologice. Le vom lua pe rând, vom spune câte ceva despre fiecare și le vom aplica într-un mod convențional vieții de familie. Oare ce face credința, dar nădejdea, dar dragostea? În varianta cea mai simplă pe care eu am găsit-o, mai ales când trebuie să mă explic cuiva, eu zic așa: credința privește înapoi. Credința are legătură cu trecutul. O să explicăm ce înseamnă asta. Nădejdea, speranța, aici e mai ușor. Privește unde? Dacă e nădejde, dacă e speranță. Înainte. Mereu înainte. Mereu în față. Iar dragostea? Aici e un pic mai dificil. Nu mai putem spune înapoi, că acolo e credința. Nu mai putem spune înainte, acolo e nădejdea. Dragostea unde? N-am auzit? În prezent, corect, avem trecut, viitor și prezent, dar nu prea îmi place asta cu prezent, trecut, viitor. Devine prea clasic. Hai să găsim altceva. Lăsăm asta cu prezent și viitor. Zicem, credința privește înapoi, speranța privește înainte, iar dragostea privește... Nu? Nu? Devine prea complicat cu înăuntru. Nu știm să explicăm. Dragostea privește în jur. De jur împrejur. Da, în prezent. Dar nu vom zice în prezent. Noi subînțelegem asta. Dragostea privește în jur. Dragostea se confruntă cu realitatea vieții, dă piept cu viața. De aceea dragostea e cea mai mare, de aceea bătălia pentru iubire este bătălie de o viață, este bătălie pe viață, mi-a venit să zic pe viață și pe moarte, aproape. De aceea, chiar dacă vi se pare paradoxal, acceptați, vă rog, această variantă, devine mai ușor să crezi și să speri decât să iubești. De aceea a iubi este verbul prin excelență, de aceea Domnul în dialogul cu Simon Petru la Marea Tiberiadei, știți bine ce l-a întrebat de trei ori? De trei ori, Simone, fiul lui Iona, crezi? Nădăjduiești? Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Iubirea, dragostea, e ceva atât de complicat și de înalt, cu adevărat îi se potrivește această noțiune, acest titlu, numai lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem chemați în virtutea iubirii, acelui agape, să ne uităm în jur și să iubim tot ceea ce găsim în jur. Iar de duminică până duminică, de luni până sâmbătă, spuneți cum vreți, zi de zi, pe cei pe care îi vedem în jur cel mai des, de care ne împiedicăm, ne frecăm sufletele unii de alții, nu sunt cei de la biserică, în fața cărora ne elaborăm și e atât de frumos câteva ore, ci sunt cei de unde? De acasă. Și iată cum marea probă a credinței, a nădejdii și a iubirii
se dă nu la biserică, ci se dă mereu acasă, între ei noștri. Haideți, dragii mei, să luăm pe rând aceste trei virtuți și să ne bucurăm de ele pentru o seară. Credința, spuneam, privește la ceea ce a fost, la ceva din trecut, în cazul nostru, la ceva din trecutul îndepărtat, vreo 2000 de ani până atunci, până acolo. Adică trebuie mult să mergem în urmă, să dăm cumva la o parte, secol după secol, ca să ajungem în sfârșit undeva, la vreo 2000 de ani distanță, ca să vedem ce a fost înainte, dar ce a fost atunci și unde se ancorează credința noastră. Credință care înseamnă încredere, nu înseamnă confesiune sau dogmatică, ci înseamnă încredere, pentru că sensul cuvântului pistis, adică credință, este să ai încredere, iar pentru încredere trebuie întotdeauna cel mic să se încreadă în cel mare, niciodată invers. Cel sărac se încrede în cel bogat, niciodată invers. Cel care nu știe carte se încrede în cel care știe carte și așa mai departe. Credința, să reținem asta ca și concept, presupune încredere, iar încrederea presupune o diferență de rang, o diferență de autoritate, o schemă de autoritate. Și mereu credința este de jos, unde? În sus. De aceea, între egali, nu se poate vorbi tehnic despre credință. Eu nu pot să am credință într-un om, pentru că el este un om ca și mine. Nu pot să am credință nici măcar în mine, în sensul deplin al cuvântului. Mereu credința este în exterior și este superioară, este cumva în verticală, doar în verticală pot să am credință. Bun, spuneam, credința privește spre ceea ce a fost. Ce a fost? Trei lucruri. Unu, a fost cândva, chiar a fost, o viață exemplară. O viață exemplară. O biografie perfectă. Un comportament a cuiva unic, spre care din orice unghi privești, oricât de departe te situezi istoric în raport cu acea viață, viața aceea va fi mereu exemplară, pilduitoare și nu te vei poticni niciodată în ea. Va fi mereu relevantă pentru oricine, oricând, oriunde. A fost în trecut ceea ce este salvator pentru suflet, pentru minte, a fost cândva cineva care a trăit, da, pe acest pământ într-un corp uman ca și al meu, supus acelor slăbiciuni ca și mine, ispitit în același fel ca și mine, cineva care a luat condiția mea umană și care a trăit spre deosebire de mine, de soția mea, de copiii mei. Aplicăm mereu la familie, care a trăit spre deosebire de noi o viață exemplară. Iar dacă acest cineva a existat, nu putea fi doar om. El trebuia să fie și om și mai ce trebuia să fie? Și Dumnezeu. Iar Dumnezeu a coborât la noi în Hristos. Credința înseamnă să te întorci cu ochii minții, cu încrederea deplină a sufletului, spre o viață exemplară. Și pe lângă modelele pe care e bine să le ai din real și din lectură, nu uita, este mereu un model care e deasupra tuturor și care rămâne mereu, nu-i așa, perfect, nu-i așa, un model în care nu te împiedici, nu te poticnești niciodată și acel model nu poate fi un om, un simplu om, el e Fiul lui Dumnezeu. Când spunem credința privește în spate, privește spre ceea ce a fost, merge atât de în spate credința, încât se ancorează în mod deplin și unic în viața exemplară a lui Hristos. Și când ești dezamăgit de oameni, de tine și de ai tăi, de ai tăi și ei de tine, tu vei avea suficientă înțelepciune, suficientă putere să le spui la ai tăi și ei să-ți spună ție, să vă spuneți unii altora, în fond, noi totuși rămânem oameni, chiar dacă ne iubim, că suntem o familie, dar noi rămânem oameni care se iubesc, cu toții să privim la Hristos. 2. Ce a mai fost? A fost o moarte substitutivă. O moarte substitutivă. Iertați-mă pentru cuvântul acesta un pic pretențios. Dar trebuie să mai învățăm și cuvinte dacă venim la biserică.
Substitutiv înseamnă că cineva a murit în locul altcuiva, să mori în locul, pentru, în sensul de în locul cuiva. N-a fost doar o viață exemplară dovedită de Evanghelii, ci a fost o moarte substitutivă, pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit nu doar ca să trăiască, ci a venit ca să moară. În imnul cristologic pe care îl găsim în cartea Filipeni, în epistola către Filipeni, ni se spune că El a fost ascultător până unde? Până la moarte și încă moarte de cruce. Se subliniază acolo moartea pe cruce în sensul oprobiului, că anticii și mai ales evreii credeau că cine moare pe cruce e un fel de blestemat, a căzut sub un blestem. Și aici este încărcătura acestei morți, nu doar tehnic, da? Stilul de a fi omorât pe cruce, prin crucificare. Iată-l așadar pe Domnul care moare cu o moarte substitutivă, iar credința noastră nu se ancorează doar în viața lui Hristos, ci se ancorează și în moartea lui Hristos. Dumneavoastră veți zice, da, frate Ghiță, dar au fost oameni în istorie și vor mai fi, când în anumite împrejurări de gradul zero, în închisori, în război, în situații, cum ziceam, de gradul zero, adică între viață și moarte, au fost oameni uneori care au făcut gesturi supreme, cum zicea Domnul, nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru semenul său sau pentru prietenul său. Și au fost situații când cineva, și eu am citit, e impresionant, a ales să moară ca cineva să trăiască, altcineva să trăiască. Ați auzit probabil de Mircea Vulcănescu, probabil ați auzit. La Aiud, în temnițele Aiudului, el a supraviețuit unei perioade grele când au fost pedepsiți cu toții, toți din celulă, mutați într-o altă celulă, ținuți câteva zile, într-o celulă unde nu exista pat, trebuia să dormi jos, dar jos nu însemna pe beton și asta deja sună cumplit. Jos însemna o plasă de gard, pe sub care curgea necontenit apă și unde erau tot felul de viețuitoare de apă. Și răpuși de somn, după ce zile au fost ținuți acolo, zile și nopți, se puneau acolo să doarmă. Se povestește că unul dintre cei mai tineri din celulă, care mult îl respecta pe Mircea Vulcănescu, nu știm numele lui, el a rămas un anonim. Vulcănescu nu mai putea să fie anonim. Pentru că era mai tânăr, mai sănătos. În toate nopțile acelea, l-a rugat pe Vulcănescu să doarmă pe trupul lui, ca să nu aibă contact cu mediul acela umed. Și Mircea Vulcănescu, de altfel un tip destul de masiv, a dormit cât a dormit pe trupul lui, pe un trup uman, care i-a salvat viața. Cu siguranță ați citit situații de felul acesta, în care, în situații limită, mai ales în temnițe, cineva nu-și mai ia tratamentul, pentru că altcineva are mai mare nevoie de el. Oamenii în vârstă, bolnavi, care unii dintre ei au ajuns până la o asemenea înălțime a jertfei, încât și-au luat tratamentul și l-au dat, sau mâncarea, și-au dat-o cuiva mai tânăr, spunând, poate tu scapi, tu ai viața înainte, eu am trăit deja. Și-au murit aceștia în scurt timp. Și cineva de acolo le datora viața, știți? Să datorezi viața cuiva. Te-a salvat cineva, un om te-a salvat. Dragii mei, când spunem o moarte substitutivă, v-am spus aceste lucruri nu doar ca să vă impresionez, v-am spus doar din motivul următor, că da, un om poate să moară pentru alt om, dar nu poate să-i dea celui pentru care a murit decât o prelungire a vieții, aici. Pe când Hristos, fiind Dumnezeu, El murind pentru toți oamenii, nu ne-a dat doar o prelungire a vieții biologice, cum putem să facem noi unul pentru altul, ci ne-a dat o altfel de viață. Și moarte substitutivă înseamnă că ne-a scăpat, ne-a scos de sub pedeapsă, de sub osândă, de sub mânia lui Dumnezeu și ne-a dat nu doar câțiva ani în plus, cum noi ne putem da unul altuia, ci ne-a dat viața veșnică. Credința înseamnă să aduci aminte familiei tale mereu
că moartea despre care merită să vorbim și pe care o pomenim de câte ori ne împărtășim, este moartea substitutivă a lui Hristos. În al treilea rând, credința înseamnă că a fost cândva o înviere paradigmatică. O înviere paradigmatică. Ce înseamnă paradigmă? Înseamnă ceva care declanșează ceva, era să zic. Ceva esențial care se deschide ca un izvor din care va curge mereu substanța aceea în istorie. Și atunci când spunem înviere paradigmatică, spunem da, înainte de Hristos a înviat, după cum știm, fiica lui Iair, a înviat Lazar. Au mai înviat și alții, și în Vechiul Testament. E foarte posibil oricând în istorie Dumnezeu să-și exercite puterea aducând pe câte cineva la viață din morți. E foarte posibil, pentru că Domnul are putere în cer și pe pământ. Doar că toți aceștia au înviat pentru ei și au înviat ca să-și complice viața atât de mult încât să se nască odată și să moară de câte ori? De două ori. Am întrebat mereu, cel puțin în legătură cu Lazar, cel înviat. M-am întrebat cât bine oare i-a făcut Hristos că l-a adus înapoi. Pentru că nu-i simplu să mori odată, dar să mori de două ori. Să devine foarte complicat, numai să te gândești la asta. Adică iar o iei de la capăt. După ce în sfârșit ai reușit. Diferența între orice altă înviere, înainte sau după Hristos și învierea lui Hristos, este că datorită învierii Lui, cum tâlcuiește Pavel în Tesaloniceni, datorită învierii Lui, prin învierea Lui, El a fost pârga celor adormiți, El a deschis paradigmatic, datorită învierii Lui vom învia și noi. Nimeni nu merită învierea, dar nu e după merit. Vom învia pentru că Hristos a înviat. Și când ne salutăm după Paște și zicem Hristos a înviat, în spatele acelor cuvinte ar trebui să fie mereu crezul și noi vom învia. Nu ne uită când suntem vii Dumnezeu, dar nu ne uită nici când suntem morți Dumnezeu, că avem un Dumnezeu, avem texte în Noul Testament, noi evanghelicii nu prea știm ce să facem cu ele, de acord, dar ele există, că Dumnezeul este și a celor vii și a celor cui? A celor morți. Greu de împăcat pentru mintea noastră, cum să fie a celor morți? Dumnezeu are planuri cu cei vii și are planuri cu cine? Cu cei morți. Parcă nu ne vine să credem că spunem așa ceva. Înseamnă că pentru Dumnezeu și planurile Lui și măreția Lui, suveranitatea Lui, viață și moarte, aproape nu e nicio diferență. Știu că pentru noi e o mare diferență. Asta înseamnă să fii Dumnezeu. Și de la viață la moarte, și de la moarte la viață, și cu moartea pe moarte, călcând. Îi mulțumim Lui pentru învierea Lui, care deschide învierea cea de obște. Iubiții mei, ca să aplicăm toate acestea legate de credință la familie, vom sfârși prin a spune așa, încearcă să imprimi în familia ta, ca soț, ca soție, ca părinte, încearcă să imprimi în mintea copiilor tăi, încearcă să ai mereu această atmosferă, să întreții mereu această atmosferă a credinței în casa ta, a credinței în Hristos. Nu în noi, nu în meritele noastre, nu cât de buni suntem noi și unul și altul, ci cât de bun e Domnul. Știți că o parte din înțelegerile din familiile noastre nu se datorează faptului că nu știm ce să facem sau că nu suntem educați, că suntem. O parte din căderi, din apatie, o parte din situațiile acelea care nu merg, nu funcționează în familiile noastre, în perioadele acestea, acelea grele din familiile noastre, se datorează faptului că nu irigăm suficientă credință și că parcă uităm pe Dumnezeu, deși nu-L uităm, El e acolo, noi ne rugăm, noi mergem la biserică, dar parcă nu e suficientă credință. Fie credința în Hristos la loc de cinste în casele noastre. După credință urmează nădejdea. Nădejdea are legătură cu ceea ce va fi și acum putem să ne întrebăm din nou ce va fi. Și vom zice din nou trei lucruri și despre nădejde. În primul rând, va fi o existență veșnică. Va fi o existență veșnică. Când spunem existență veșnică, sigur că puteam să spun viață veșnică, dar ca să nu confundăm cu viața de aici,
Ne referim la existența veșnică, aceea de dincolo, aceea în care vom ajunge prin moarte, paradoxal, la eternitate prin moarte, adică trebuie să încetăm ceva aici, să se oprească ceva aici ca să înceapă ceva cu adevărat dincolo, și cumva această existență veșnică, această nădejde, merge dincolo de viața aceasta, dincolo de realitatea de aici, dincolo de nădejdile noastre imediate. Vreau să explic puțin asta și apoi mă întorc la existența veșnică. De obicei, nădejdea noastră, creștină, sigur, argumentată cu versete, hrănită de foarte multe așteptări și chiar de rugăciune, nădejdea noastră, de obicei, ține numai pentru viața aceasta. Uitați-vă, vă rog, cum nădăjduim. Nădăjduiesc să nu mor, auzim uneori părinții un pic mai în vârstă, până când nu văd și pruncul ăsta, adică pruncul lor, ala ultimul, care se însoară greu. Nu că n-ar avea cu cine, dar e mofturos. De-aia va și rămâne neînsurat, vă spun eu. Vă spun că va rămâne. Dar zic părinții, n-aș vrea să mor până nu-l văd și pe ăsta la casa lui. Până nu văd care și ăsta o șefă. Ca să zicem mai pe românește. Adevărul este că unii nu se mântuiesc numai prin căsătorie. Câte unul, dar și câte una, ca să nu lăsăm, să-i punem pe amândoi. Na, câte unul sau câte una, așa am observat eu de când slujesc, căsătoria e un leac foarte bun, e mântuirea însăși. Atâta era înainte de cumva, de nu vă spun cum, să vezi după aceea cum a intrat în grafic. Să vezi cum se ține de biserică. După ce mai vin și pruncii, să sperie mai tare. Spaima e bună, nu este mântuire fără spaimă. Nu cădeți în interpretări romantice care nu se pot aplica nicăieri. Numai pe la microfoane se spun, dar în realitate trebuie să te sperii. Te sperii. Părinții care vor să vadă, știi? Apoi după ce se căsătorește, zice să nu mor eu până nu văd primul nepot. Apoi să nu mor eu până nu văd copil. Mereu omul se agață de ceva, să nu mor eu până nu văd. Și toate acestea vă rog să le tratați cu zâmbet, pentru că noi când vom ajunge acolo, la fel vom spune, e natural, mă înțelegeți? E natural, nu asta condamnăm. Ceea ce vrem să spunem e că există realități mai înalte și că nădejdea noastră trebuie, printr-o maturizare a credinței și a familiei noastre, să o ducem până dincolo de așteptările pentru viața de aici și să o ducem în lumea cealaltă, într-o existență de care? Veșnică. Va fi o existență veșnică, înseamnă că vom trăi dincolo, soț și soție, sigur, plecăm de obicei pe rând, trebuie să ne așteptăm după aia unul pe altul, ce interesant, ce asta mi se pare interesant. Numai că cine așteaptă de la capătul celălalt, mă gândesc că nu resimte timpul așa de apăsător ca și cel de aici. E mai greu pentru cine așteaptă aici, dar oricum, pentru că plecăm de obicei pe rând, nu plecăm amândoi odată, soții mă refer, nu? Și cumva ne așteptăm, da? De la ambele capete, unul pe celălalt, totuși până la urmă vom sfârși amândoi într-o existență de care? Veșnică. Ar trebui să dezvoltăm o asemenea nădejde, o asemenea speranță, încât orice ar fi să ni se întâmple unuia dintre noi, pentru că orice se poate întâmpla, noi suntem veșnici, noi suntem eterni în Hristos. Spun aceste lucruri, iată, nu la o înmormântare. Asta e bine să le spunem când toți suntem ok, că totul e în regulă, când analizele ne-au ieșit bine. De acord, atunci trebuie să le spunem, ca să fim cumva pregătiți pentru nădejdea aceea, da, care ține de viața veșnică. În al doilea rând, va fi o contemplare deplină. O contemplare deplină, o contemplare deplină a lui Hristos, o contemplare deplină unul altuia. O contemplare înseamnă o bucurie a vederii, o vedere cu sens, o vedere captivă, captivantă. Și trei, va fi o bucurie neînfricată. Am să revin la asta cu bucuria neînfricată. Dar toate acestea, existență veșnică, contemplare deplină, bucurie neînfricată, toate acestea țin nu de realitatea de aici, ci de realitatea cealaltă spre care țintește nădejdea noastră, cum citim în Epistola către Evrei, unde spune că avem nădejdea ca o ancoră a sufletului. Iar ancora întotdeauna se aruncă nu în apă, ci pe țărm, se aruncă pe uscat. De pe apă, unde ești vulnerabil,
Arunci ancora pe uscat ca să ancorezi, nu? Ca să te apropii de uscat, ca să rămâi pe zona aceea fermă, să rămâi în afara oricărui pericol. Asta e nădejde. În sensul ei teologic, în sensul ei biblic, iubiții mei, frați și surori, dragi familiști, nădejdea nu e pentru aici, deși sigur că și aici nădăjduim, dar nădejdea trebuie să treacă dincolo de ce se întâmplă aici în timpul vieții mele și să urce spre realitățile de sus, eterne, pregătite de Domnul pentru noi. Spuneam că va fi o bucurie neînfricată. În primul rând, va fi o bucurie permanentă și va fi o bucurie neînfricată. La dumneavoastră pe acasă e bucurie permanentă. Mulțumesc pentru entuziasm. Adică zi de zi, minut de minut, 7 zile din 7, am vrea noi. Viața e cu de toate, ca șaormă. Ce, cu ce să vă fac cu de toate? Ce chestii cu de toate. Nu-i deloc sănătos. Eu nu știu ce bag acolo. Așa e viața. Niciun cântec, că nu sunt numai flori pe cale, ci sunt și lacrime amare. Îmi place asta, lacrime. Frumos, pluralul vechi, știi? Sunt și lacrime amare. Și în cer pe flori, nu poți fi dus când alții s-au luptat. Așa e pe acasă, pe la noi, pe la oricare. E cu de toate, e cu întristări, cu bucurii amestecate, că la un moment dat nu mai știi cum să le alegi, cum să le separi. Dar zice să nu le separăm, să le luăm împreună. Ele spuse într-o oală mare, ca în oala de zacuscă, că acum e epoca, e sezonul cu zacuscă. Când faci zacuscă acolo? Și cu o lingură de lemn amesteci în oală. Asta e viața de familie. Cu de toate și comestibil totuși, e bun. Mănânci prea mult. Un pic prea mult. Dar am zis, bucurie neînfricată. Auzi, dincolo nădejdea noastră urcă sau ar trebui să urce până la bucuria neînfricată. Și aici vă mărturisesc că m-am inspirat de la Augustin din secolul IV, care la o predică, într-o predică, la o înmormântare, zicea printre altele așa, să depășim întristarea de aici. Să ne ștergem cumva lacrimile, spunea el, oricât de mult ne doare pentru cel plecat dintre noi, pentru această grea despărțire, și zice să ne orientăm privirea, să încercăm să ne ridicăm cu mintea spre lumea de dincolo, când ne vom întâlni cu toții și când ne vom bucura fără să ne mai fie frică. Auzi, ne vom bucura fără frică. Și apoi el explica că de fapt bucuriile de aici, absolut toate, sunt marcate de frică. Dăm niște exemple. Te duci să-ți faci analizele și îți ies bine. Presupunem că îți ies bine. De obicei nu ies, da? Presupunem. Ne imaginăm. Ne imaginăm că îți ies bine. În momentul acela când te bucuri că toate sunt în regulă, în bucuria aceea se strecoară gândul acela al fricii. Și te gândești cine știe cum o să-mi iasă când? La anul. Și cu gândul la anul, frica s-a infiltrat în bucurie. Mirii se bucură în ziua anunților, cum nu este altul, nu sunt alții mai bucuroși. Normal, se bucură în ziua și în ziua anunții, întrebați-i, în mijlocul petrecerii și a bucuriei, a veseliei, a celor dragi, zice că îi sfredelește câte un gând, ca un fulger. Ce bucurie, ce zi minunată, ce unire minunată între noi. Numai să nu ne certăm, numai să rezistăm, să rămânem și cumva frica despărțirii e în ziua anunții prezent. Se bucură părinții când se naște bebelușul, când mama le-a în brațe, apoi tata le-a în brațe. Se bucură în ziua nașterii, se bucură tot. Sigur, tata vrea să participe și el la naștere. Tata leșină, tot tacâmul, știi? Deci e ceva foarte frumos, e ceva dramatic. Viața nu e o glumă. De aceea mai nou medicii spun că tata să stea acasă. O să meargă la pescuit, că o să fie sunat. Nu vine el aici unde nu e vrednic. Se bucură ei și în momentul în care își iau copilul în brațe, toți care am trecut pe aici, cam știm asta, poate nu în minutul ăla, dar în minutele următoare, când îl vezi cât e de fragil, dar totuși e sănătos, e bine, te bucuri de el, dar te gândești, Doamne, să nu-i se întâmple?
Oare ați înțeles ce am vrut să spun? De fapt, Augustin spunea asta. Spunea că în toate bucuriile noastre, în toate, se ascunde frică, teamă. Nu este bucurie neatinsă de teamă, nu este pe pământ. Dar, cu atât mai mult ne vom încânta spunând că bucuria aceea va fi fără ce? Fără teamă. Nimic nu ni se mai poate întâmpla. Nu ne vom mai despărți niciodată. Orice lacrimă va fi ștearsă din ochii noștri. Niciun accident nu se poate întâmpla. Va fi o bucurie fără imprevizibil, o viață fără imprevizibil. Totul va fi previzibil, totul va fi la vedere, totul va fi vedere. Vederea lui Hristos, vederea noastră, relația noastră, cum nu ne putem imagina acum, atinsă de desăvârșire, în sfârșit de desăvârșire, atâta Doamne ziua aceea. Pune-te, rog, pe lângă credință și nădejdea în casa ta și du nădejdea până dincolo de viața ta, de viața familiei tale, du nădejdea dincolo, adu aminte partenerului tău, adu aminte copiilor tăi, că orice se întâmplă, orice ni se întâmplă nouă ca familie, avem o nădejde și nădejdea noastră este în Domnul și în realitatea de dincolo. Și că dacă aici unele lucruri rămânem restant cu ele, cumva, sau, cum să zic, multe lucruri nu le-am primit, nu ni s-au întâmplat, n-au mers, dincolo toate se vor repara. Dincolo toate se vor alinia, pentru că vom fi în lumea lui Dumnezeu. În fine, a treia și ultima virtute este dragostea. Dragostea nu are legătură atât de mult cu ceea ce a fost sau cu ceea ce va fi, ci dragostea are legătură cu ceea ce este. Realitatea din jur. Realitatea cu care ne confruntăm fiecare dintre noi și de aceea dragostea devine exercițiul cel mai dificil. Și mai ales în casele noastre, în familiile noastre. Trei lucruri aș vrea să spun și despre dragoste, într-un fel de sinteză. În primul rând, dragostea este o atitudine smerită. O atitudine smerită. Și poate vă surprinde faptul că leg foarte mult dragostea de smerenie. Dar credeți-mă, Scriptura face asta și toți mari gânditori creștini au făcut-o, au spus-o cu asupra de măsură. Se pare că nu putem iubi pe cineva decât în condițiile în care ne-am smerit sau avem o inimă smerită, adică să o iau invers. Atunci când cădem în aroganță, în mândrie, zice că omul mândru nu poate iubi pe nimeni. Nu din cauza că e rău, iar nu vă grăbiți să spuneți că e rău, presupunem că nu e nimeni rău. Dar dacă e arogant, dacă e cu nasul pe unde? Pe sus, zice că nu poate iubi pe nimeni tocmai pentru că e cu nasul pe sus. Se pare că nu v-am convins, trebuie să intru mai în detalii. Nu poți iubi pe acela pe care îl disprețuiești, chiar dacă ai dreptate să-l disprețuiești. Ai argumente pentru asta. N-a făcut cu tare, nu știe cu tare. Adică, mă înțelegi? Caracterului, comportamentului, ai o grămadă de argumente. Dacă ai ajuns să-l disprețuiești, ia-ți gândul de la iubire. Nu-l poți iubi. Mai adânc vreau să merg. Dacă ai ajuns într-un dispreț față de partenerul tău, de soție sau de soț, nu-l poți iubi. Nu iubim decât ceea ce valorizăm. Nu iubim decât ceea ce acordăm valoare sau lucrurile care acordăm valoare. Până nu găsim ceva bun unul în altul, nu vom putea să iubim, pentru că întotdeauna iubirea înseamnă ceva bun care întâlnește ceva bun. E un transfer de la bun la bun. E puțin bun, n-are nimic. Acela e de ajuns. Acela e de ajuns. De aceea vom spune că, fără smerenie, iubirea nu este posibilă. Nu poți de sus, nu poți disprețuind, nu poți judecând pe celălalt să-l iubești. Poți să-i faci bine, poți să-i dai bani, dar nu înseamnă că îl iubești. De fapt și spune așa de frumos capitolul 13 că poți să-ți dai toată averea săracilor și să n-ai ce? Dragoste. Adică ai dăruit, dar tu disprețuiești, tu judeci, tu spui nu merită, dar i-am dat. Nu e iubire. Asta mi se pare să dai averea, să-ți arzi trupul, să devii martir fără dragoste. Poți să dai totul, să te dai pe tine și să nu ai dragoste. Prima calitate a iubirii, cum spuneam, este această atitudine smerită. Și fie ca să aducem noi smerenia mai bine la noi acasă, fiecare.
Multe dintre certurile dintre soți, cum știu soții de pe aici, e din cauza că nu ne smerim unul înaintea altuia. N-am spus să ne batem joc unul de altul, nu despre asta e vorba, dar e vorba să ne smerim cât să ne înțelegem. Da? Cât să ne înțelegem. Fiecare cu dreptatea lui. Noi ca păstori asistăm la tot felul de scene. Când ajungi păstor, nu te mai poți plictisi niciodată. Crezi că le-ai văzut toate prin filme, dar nu e adevărat. Viața bate film. De obicei nu se înțeleg soții de la dreptate. Că fiecare are dreptate și credeți-mă, vă spun, uneori eu sunt implicat în caz, credeți-mă că eu le dau dreptate și la unul și la altul. Problema e că de la mine se așteaptă ce facem cu dreptățile acestea, cum lipim dreptățile acestea. Și nu e altă soluție, numai să-i lămurești cât poți, să se zmerească, că cu dreptatea ne despărțim, cu smerenia ne iubim, ne unim, ne dăm credit, ne dăm șanse. 2. Dragostea este o compasiune sinceră. O compasiune sinceră. Nu e doar o atitudine smerită, e o compasiune. Vedeți discuția aceasta perenă între că oare îl iubesc sau mi-e milă de el. Asta e o discuție foarte filozofică. Vreau să vă pun așa în minte ca să aveți la ce vă neliniști toată seara. Uneori soții se întreabă, dar nu mă gând, știi? Se întreabă despre oare îl iubesc sau... Eu de când am aflat treaba asta, o mai întreb pe soție uneori. Tu mai luai din dragoste ori din milă? Uneori îmi pare rău că am pus întrebarea. Acum nici nu prea o mai pun. E riscantă întrebarea asta. Bă, tu m-ai iubit sau ți-a fost milă de mine că m-ai fost așa mai amărât și că nu mă lua nimeni, ceea ce e adevărat în cazul meu? Cazul meu e adevărat, nu te mir. Uneori ea mă întreabă, dar tu ți-a fost milă de mine? Că-s din familie cu mulți copii, ai dintr-o familie cu mai mulți copii. Și ei au ajuns să-i pară rău că pune întrebarea. Că după o vreme prins curaj, un fel de curaj. Și răspunzi, și așa, și așa. E o întrebare filozofică dacă iubirea și mila sunt lucruri diferite. Am ajuns la concluzia că nu sunt diferite, ci că există multă milă în iubire. Și că, de fapt, când pui iubirea și mila împreună, ni se spune că cuvântul care rezultă este compasiune. Compasiunea zice că ar fi aliajul dintre milă și iubire. Se pare că Dumnezeu ne iubește fiindu-i milă de noi și e milă de noi iubindu-ne. Se pare că aliajul acesta... Alchimia aceasta frumoasă, da, pe care de la Dumnezeu învățăm, stă ca un ingredient al iubirii dintre noi, dintre soți, în legătura noastră cu copiii noștri, pe care îi iubim și uneori ne este milă de ei. Cedăm uneori și facem concesii în raport cu copiii, pentru că ajungem să ne fie uneori milă de ei, punctual milă de ei. Compasiunea sinceră, compasiunea este un ingredient al iubirii și ține de această milă pe care trebuie să o avem sigur cu mult respect unii față de alții. Și în fine, dragostea este o comuniune frățească, o comuniune frățească, o legătură frățească, o legătură sinceră, egală, o legătură amicală, amiabilă, frumoasă, de o anumită noblețe. Iată iubirea așadar, iată dragostea care presupune atitudine, compasiune, care presupune comuniunea aceasta frățească. Iată cum această formă de iubire, aceste calități ale iubirii ar trebui să le aducem, să fie prezente, lucrătoare în familiile noastre, în relațiile noastre. Și fie ca o dragoste de o asemenea calitate, de un asemenea nivel, să aplicăm în casele noastre, în familiile noastre. Și fie ca noi, ca soți, mai ales noi ca bărbați, să ne putem smeri mai mult. Am eu niște rugăciuni, dar n-am timp să vi le citesc. Am niște rugăciuni scrise, nu eu le-am scris, un sfânt le-a scris, chiar un sfânt, e canonizat de biserică, deci asta e lucru mare. Și dintre puținii sfinți căsătoriți, că de obicei sunt călugări, ăsta a fost însurat, atâta m-am legat eu de el cu inima, nu mai trăiește el. Bine, n-a murit din cauza că a fost căsătorit. Murea oricum. Dar noi ne vom mai întâlni, înțeleg, la anul, probabil în situații mai de conferință și poate vă citesc atunci.
atâta niște rugăciuni spre soția lui și-a făcut el, dar nu știu nimeni că o să fie găsite după moarte și s-au publicat. Cum a pus-o pe ea în rugăciune, nu vă vine să credeți. Și cum a pus-o pe cumnată sa, care numai necazuri îi făcea, că locuia la ei. Și pe nepoțele, care se urcau în patul lui și numai probleme îi făcea. Ce încercări avea el pe acasă? Și le pune toate în rugăciune și așa le pune că ți-e drag de el, doar e sfânt, cum să nu-ți fie drag? Așa le pune că zice, toate lucrează spre mântuirea mea, spre smerenia mea și apare în rugăciune frecvent, în rugăciunile acelea, Doamne, ajută-mă să mă smeresc mai mult, ajută-mă să iubesc mai mult, ajută-mă să am deschidere mai mare, ajută-mă, Doamne, să-mi reprim toate apucăturile mele, toate impulsurile și ce-mi vine să fac pe aici, pe acasă. Să ne ajute Dumnezeu și pe noi și să nu uităm că rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar ele rămân nu la biserică, ci rămân în primul rând unde? Acasă. Amin.